Senzorul a văzut că în fața mea e un pericol și break, break, break. În sport răspunde mult mai violent, mult mai rapid, prioritizează performanța, răspunsul la accelerație. Deci chestia asta mi se pare că e un bug al sistemului. Se duce în 2000, bateria e full. De ce îmi stă mie în 2000? Astăzi o să facem un review la sistemul hibrid de la Toyota. Am făcut 5.085 de kilometri până în prezent. O am de pe 4 ianuarie. Sunt foarte încântat de mașină. O recomand. Sunt și multe chichițe care nu-mi plac. Mi-ar fi plăcut să le am, dar nu le am. Mă rog, sunt minore, chestii de gusturi. Dar per total sunt foarte încântat, în special de modul în care se conduce, de consum și de confortul pe care mi-l oferă. Astăzi vreau să fac un review la sistemul hibrid, la Toyota, că desigur variază de la producător la producător. Este a patra generație de hybrid, s-au îmbunătățit multe lucruri, pentru că ei dau o garanție de 6 ani sau 200.000 de kilometri, care poate fi extinsă la 9 ani sau 240.000 de kilometri, cu siguranță știu ce fac, adică au încredere în produsul lor. Acum sunt în Eco. Sunt în Eco, climatronicul e pe 21,5 grade, afară sunt, câte grade sunt? Vreo 9 grade. Nu e atât de mare nevoie să pornească motorul pentru a încălzi habitacul, dar totuși va mai porni din când în când. Consumul minim pe care îl scoți la mașină este atunci când afară sunt 15 grade soare, ai clima oprită total sau merge fără să funcționeze AC-ul, fără să încălzească, fără să fie nevoie de motorul termic pentru a stabiliza temperatura în habitacul. Și atunci ai cel mai mic consum. Și acum este mic, mă plimb încet, acum mă plimb mai încet decât m-am plimbat mai devreme, am mai filmat un videoclip. Atunci eram în modul normal și am consum de 3,4, acum sunt în Eco și am consum tot de 3,4-5 cât e. Motorul pornește și se oprește, deci l-am mers în limite legale în mediul urban, până în 50 de kilometri pe oră, 50-60, frânări, line, accelerări, line, ai și un EcoScore, îți spune ce scor ai, dacă îl țin peste 90, scot un consum foarte bun. Sistemul hibrid este, la Toyota este exact cum se și numește, HSD, Hybrid Synergy Drive, adică tot sistemul este într-o sinergie, funcționează ca un simbiot. La viteze mici, când pornește motorul, mă deranjează, am mai zis chestia asta într-un episod, în prima impresie, primul review pe care l-am făcut. Pe loc și la viteze mici, simți când pornește motorul termic, însă când pornește se oprește la viteze mai mari, nu simți absolut nimic. Nu simți absolut nimic, lin, se oprește, pornește lin și e foarte plăcut la semafoare. Se oprește motorul fără să fie un start-stop enervant. Stă oprită oricât e nevoie, când te miști un metru, te miști în electric, te oprești iară, te mai miști un metru, te miști în electric și pur și simplu nu consum carburant, nu ai 1000 de porniri, e super ok. Ce nu-mi place până acum, în primii 5000 de kilometri, sunt și locuri care nu-mi plac, desigur, că nu fac clipul ăsta să fac reclamă, că nu mă plătește nimeni, e strict părerea mea și atât. Nu-mi place că motorul e zgomotos, are un zgomot foarte nasol, peste 3000 de rotații pe minut. E un sunet de motor leșinat. La Camry se aude ceva mai frumos, deși e tot în 4 cilindri, dar are o capacitate mai mare și se aude un pic altfel. Ăsta se aude cam leșinat, efectiv așa se aude, leșinat. E deranjant așa, fonic, nu e în niciun fel nu este un zgomot de motor pentru un pasionat. Dar dacă o conduci sub 2000 de rotații pe minut, adică să nu accelerezi foarte brutal, mergi cu familia undeva, mergi lin, foarte confortabil, nu sunt schimbări de trepte, nu sunt, pentru că avem un ECVT, nu sunt schimbări de trepte, nu sunt zmuceli, nu sunt decelerări cu zmuceli, la DSG sunt zmuceli, la cutie convertizor e mai confortabilă, deși acolo simți o zmuceală. La manuală nu mai zic, dacă nu știi să conduci o manuală, să zmuceli din alea nasoale, chiar cu scârți, dacă dai intra a doua. Și pur și simplu, dacă merge exact cum merg acum,
în limite legale. Consumul este foarte enervant de bun, sub 4%. 3,4, 3,8, 3,5, 3,9, 4. Am scos, dus întors Sibiu, l-a mers în limite legale, le repet. 60 localitate, 90-100 pe drumurile expres. Nu am depășit 100 la oră. Am mers exact ca acum, accelerări fine, frumos, lin, frânează cineva, frânez din timp. Uite să vă arăt o animație cu... Aici am EV ratio de când am pornit motorul. Motorul e pornit de 32 de minute și din 32 de minute, 65% din acest timp a stat în EV. Timp, nu kilometri. Se pune și când stai pe loc. Așa, ăsta vreau să vă arăt. Cum funcționează, că nu pot să filmez pe partea asta, filmez pe partea asta. Când e cu roșu, motorul încarcă bateria, respectiv duce energie către roți. Când iau piciorul de pe accelerație, roțile încarcă bateria prin generatoare. Frânarea regenerativă este activată. Sunt două generatoare, teoretic așa ar trebui să fie, pe roțile motrice, adică pe roțile care trag, adică pe puntea față. Am făcut mai de mult o greșeală, așa am crezut, nu am citit să confirm, așa am crezut. Așa am crezut și mi se părea cumva logic să fie așa, dar se pare că m-a bătut logica. Și anume, dacă ai o mașină electrică, de ce să nu pui 4 generatoare pe toate roțile, exact cum ai avea frâne? Trag două roți, dar ai frână pe 4. Așa m-am gândit că este fix același lucru și pe recuperarea de energie, pe frânarea regenerativă. Mă gândeam că dacă am două roți care trag, de ce să nu pun 4? Ca să am recuperare mai bună de energie cinetică, practic, că o energia cinetică o transform din nou în energie electrică prin invertoare și tot felul de dispozitive. Așa am crezut, dar se pare că nu e așa. Se pare că la frânare regenerativă, de cele mai multe ori, ai două roți care trag pe față, ai două dinamuri, două alternatoare pe fiecare roată care trimit pe circuit înapoi, în sistem invers. Pe de altă parte, e logic să fie așa, pentru că dacă aveai patru roți cu frânare regenerativă, însemna să ai patru roți la care se duce curentul. Implicit aveai patru roți care trag. Deci, într-un final, am dezlușit misterul. Deci, mașina asta are două roți care recuperează energie și o trimite înapoi în baterie printr-un cablu destul de gros la care ne-am și uitat în primul episod pe care l-am făcut la garaj. Și apropo, garajul o să-l inaugurez la data de 1 mai, în sensul că până atunci vreau să instalez sculele și începând cu 1 mai vreau să filmăm acolo. O să merg probabil vinerea, sâmbătă, când sunt mai liber și când e mai liber acolo, să nu fie agitație. Acolo se prestează și alte servicii și va fi gălăgie. Și o să începem cu câteva episoade light, respectiv cu Matizu. Și o să mai fac niște clipuri amuzante cu Matizu, că mi-e dor de el. Mi-e dor de Matiz maxim și o să fie distractiv. Deci, dacă frânezi lane, uite cum sunt acum. Acum recuperează energie. Acum nu fac nimic, mă apropii de sensul giratoriu. Și bine, o să mă accelerez un pic, că totuși mă înjură ăștia că stau în spatele meu. Dacă frânezi lane, e ok. Uite, o să mergem pe variantă, mergem către dealul negru, poate mergem până la un OMV și înapoi, sunt vreo 17 km, în altă dată să mai ieșim din oraș. M-a uimit motorașul ăsta electric, când e pantă, 15-20%, ești din subteran, m-am oprit la mijloc pentru că era cineva în fața mea și pur și simplu am plecat din rampă, doar cu motorul electric. A avut suficientă putere cât să plece singur, fără ajutorul motorului termic. Ceea ce pe mine m-a impresionat, că na, are 70 de cai, Dacia Spring o să aibă 44 de cai putere. Adică clar e mai puternic decât un motor electric din ăsta așa micuț, cum are Dacia Spring. Nu a intervenit. Motorul termic, când îl simte slab, motorul electric intră în acțiune să-l ajute. Iară ce vreau să zic, foarte interesant, și iarăși am remarcat ceva la care nu am o explicație. În momentul în care iau piciorul de pe accelerație, uite, hai să accelerăm un pic mai tare, suntem în zona de 80 pe aici, 70 cât mi arată,
mă duc către 80 și au piciorul pe accelerație, o să oprească motorul, teoretic, acum. Da, s-a oprit. Și regenerează. Practic, regenerarea care are loc, scăderea aia, uite, acum dacă ating un pic accelerația și țin viteza constantă, mi-o ține doar din motorul electric, apare cu galben. De acolo se duce energia, de la baterii către roți. Și stă 15, 20, 30 de secunde, stă în electric. Și face treaba asta cam până pe la 110 maxim, am văzut, de kilometri pe oră. Adică dacă sunt la 100 constant pe autostradă, merge motorul termic, merg împreună, trimit amândouă sursele de energie și motorul electric, adică și din baterie și din motorul termic, se duce energia către roți și asistă. Dacă n-am specificat până acum, roțile pot fi antrenate doar de motorul electric, doar de motorul termic sau de amândouă în același timp. La amândouă în același timp obții puterea maximă declarată din carte, de 122 de cai putere. Chiar dacă motorul termic are 98 de cai și motorul electric are 70 de cai, combinat au 122 când merg simultan. Dacă merg pe rând, merg pe rând. Motorul are 98 de cai, motorul electric are 70 de cai putere. Ce vreau să zic? După 120 așa, motorul termic stă pornit non-stop. Non-stop. Și va crește consumul. Am mers cu 140 constant pe autostradă și afară erau minus 7 grade și am resetat consumul când am intrat pe A1 până am ieșit de pe A1. Deci pe 115 km de autostradă sau cât sunt, 120 de km de autostradă, am avut un consum de 7 fix la 140. 130, 140, am mai decelerat, am mai accelerat, am mai trecut pe banda 1, am mai depășit, am mai fost depășit, am mai frânat pentru că era un tir în fața mea, dar cam 7 a fost media la viteza aia și la temperatura aia exterioară. Dacă mergi la 110, consumul e de 5, 2, 5, 4. Culmea este că la Camry, în aceleași condiții, chiar un pic mai tare, la 130, să zic 140, în aceleași condiții, am fost cu Adrian, am fost cu Camry la București să ridic Subaru. Și la dus am mers eu, am resetat consumul, am făcut plinul, nu știu ce. Dus întors plus București, autostradă, opriri, parcări și așa ce am făcut noi, dus întors București, plus București, 4,8 cu Camry. Cu asta aș fi scos cam 5,2 probabil. Mașina mea ar fi fost mai economică pe drumul ăsta de dealul negru, dar ar fi consumat mai mult pe autostradă. Implicit în oraș la fel, ar fi consumat mai puțin decât Camry. Camry a consumat mai puțin pe autostradă și un pic mai mult în oraș și pe drumul ăsta de pe dealul negru, Vâlcea Pitești. Ajută motorul, ajută foarte mult. Motorul mare se simte la viteze mai mari. Deci dacă faci drumuri foarte lungi în regim extraurban, gândește-te la un 2.0 pe hibrid sau un 2.5, pentru că te va ajuta. 1.8 și 1.5 mai mult pentru oraș, mai ales 1.5, n-ai ce să faci cu aia pe autostradă. La viteze sub 100 e super. Peste 100 începe să consume Corolla. Da, vreau să mai explic două lucruri interesante. Deci că nu le-am terminat. Eu așa funcționez eu, din idee în idee. Dacă iau piciorul de pe accelerație, se oprește motorul și în ghilimele frâna de motor, în ghilimele, decelerarea aia lină pe care o ai e făcută, e calculată să fie foarte asemănătoare cu frâna de motor pe care o ai în mod obișnuit la un motor termic cu o cutie manuală care e în sarcină. Ești în sarcină, piciorul pe accelerație, intră într-o frână de motor, să zicem la motor pe benzină, da, ai 3000 de rotații pe minut, ești în treapta a treia și ai o frână de motor. E, decelerarea asta este parcă o idee mai lină totuși, frâna de motor se amplifică odată cu turația și se amplifică și mai tare dacă motorul e diesel. La hibrid, decelerarea care are loc prin recuperarea de energie, deci sunt antrenate foarte puțin generatoarele, că îți și arată în uite, ia să ne uităm. Vedeți, acolo e un indicator. În stânga e charge, în dreapta eco și mai în dreapta de tot e power. Acum accelerez fin și arată unde sunt cu accelerația. Dacă iau piciorul, se duce ușor către charge. La asta mă refer. Se duce ușor către charge. Dacă piști mai tare frâna, se încarcă la mai tare. Adică e acționată și mai tare frânarea regenerativă. Iar dacă o calc mai tare decât e nevoie, intră frânele propriu zise.
Ăsta e un avantaj pentru că poți să mergi cu mașina asta, dacă mergi cum merg eu acum, o să schimb plăcuțele la 100.000 de km pe față. Iar pe spate cred că nu știu când o să le folosești pe spate. Doar în cazuri de urgență sau la oprirea definitivă. Frânarea generativă nu prea mai funcționează la viteze mici. Este și o trecere care trebuie să te înveți. Când mergi cu o mașină hibridă, e o trecere la care trebuie să te obișnuiești. Frânezi lin, te ajută regenerarea. Scade viteza, scade frânarea din regenerare. Ești aproape de 0 la 10 km pe oră. Nu mai ai deloc frânarea din regenerare și trebuie să calci un pic mai tare frâna ca să te oprești la 0. Dacă nu ești obișnuit cu chestia asta, riști să-i tragi una la ăla din față. Dar ai sisteme de siguranță care frânează pentru tine în caz că nu ai fost atent, deși n-am pățit să intervină până acum. Am primit avertizmente sonore, că am făcut o dată, am depășit pe unul care stătea și mergeam un pic mai tare și senzorul a văzut că în fața mea e un pericol și brake, 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 dar nu mi-a apăsat pe frână. Și am întrebat la Toyota, îmi frânează sau doar mă avertizează, să știu? Ce mă frânează. Dar frânează doar dacă nu ai mâna pe volan, nu atingi frâna, vede că ești total pe lângă. Simte sistemul că ești total nepregătit. Când vede că ești acolo, totuși frânezi, dar se apropie un pericol, doar îți dă un avertisment sonor, nu-ți și frânează, pentru că știe că tu totuși ești acolo. Ceea ce e bine, pentru că la alte sisteme care frânează automat sunt un pic mai, intră prea repede, sunt prea precaute, să zic așa, și intră așa aiurea, adică am pățit asta la Suzuki, când aveau prima generație de RBS, Radar Brake Support. Mama, am depășit o mașină și nu știu cum a văzut ea că m-am băgat din scurt și mi-a tras o frână de mama. Deci nu mi-ar plăcea să-mi frâneze atât de frecvent. Deci e bine că e în caz de urgență acolo, dar totuși nu te stresează să frâneze toată ziua, bună ziua. Și oricum poate fi dezactivat, dacă te supără, poți să dezactivezi. Da, deci, la viteze mai mari, frânarea generativă este și mai mult amplificată. Și cam ăsta e secretul ca să ai un consum bun. Trebuie ca atunci când vezi că trebuie să te oprești, să atingi ușor frâna. Deci doar să o atingi ușor. Sau să mergi cât mai lung de la sine, fără să calci frâna propriu zisă, fără să te folosești de frânele fizice standard. Pentru că astfel tu regenerezi cât mai mult. Regenerezi cât mai mult. Și apropo de regenerat cât mai mult, am vrut să fac mai de mult, am vrut să zic o chestie și am uitat și uite cum zic acum. Deci eu acum am regenerat puțin. Am făcut eu un calcul. Fiecare pătrățel din ăsta, din păcate n-am cum să fotografii, trebuie să-l prind și să-l prind repede. El se schimbă la fiecare 15 minute, conform grafic. Dar acum am tot urcat și prea am regenerat. Când urci, regenerează mai puțin, în mod evident. Dar când o să mă întorc pe același drum, să cobor, o să vedeți despre ce e vorba. Acum n-are ce să regenereze, acum consumul e crescut pentru că urc. Hai să depășim și noi. Hai să mergem un pic în sport, că știu că vreți. În sport răspunde mult mai violent, mult mai rapid, prioritizează performanța, răspunsul la accelerație e altfel. E cu totul altfel, e cu totul altă mașină în sport. Nu prea se mai oprește motorul atât de repede decât în cazul în care chiar simte că nu ai nevoie. Deci în sport e altă mașină, n-am ce să reproșez. Acum frânez, de exemplu. Și pentru că frânez, mi s-a dus sigur în stânga de tot charge-ul. După cum spuneam, în 15 minute regenerează cam 250-300 de W oră, când mergi normal și eficient și mai cobori. Deci într-o oră regenerează cam 1,2 kWh energie. Cam atât are capacitate bateria, 1,3 kWh. Deci dacă conduci o oră în mod economic mașina, recuperezi fix 1,3 kWh. Adică un leu și ceva. Dar nu e vorba de un leu și ceva, e vorba că nu mai funcționează motorul cum ar trebui și economisești la consum. Deci nu economisești doar un leu pe oră, economisești alte lucruri. Plăcuțe, carburant, uzură motor, nu mai ai, sunt multe lucruri pe care le economisești pe lângă acea energie. Cred că se poate duce chiar la 1,5-1,6 kW pe oră. Și sună puțin, știi, bă, economisesc un leu 50 pe oră, bun, cât înseamnă asta? Dacă am într-un an 800 de ore de conducere,
am luat 800 de ore pentru că cam atât se recomandă în mod standard la un schimb de ulei, cam 800 de ore. Implicit, dacă faci aceste ore în medie într-un an, sunt 800, 801,5, sunt 1200 de lei, corect? Pe care îi economisești. Depinde și cum mergi și depinde și de multe alte lucruri. Nu pot eu să iau telefonul să fac o poză, să vă arăt repede? Ba pot. Uite, am recuperat 3 E-uri integrale, un E egal 30 de W oră. Deci, implicit eu până acum am regenerat în ultimele 15 minute o jumătate, cu o jumătate de sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am recuperat deja 180 de W în ultimele 15 minute. Și acum tot cobor, după cum se vede cobor, viteza îmi stă constantă, sunt pe curbe, chiar crește ușor viteza și eu acum regenerez, 100% regenerez. Charge-ul e acolo, stă și el un pic, dar ar trebui să o mai accelerez un pic să nu mă înjure oamenii din spate. După care, iară vin curbe, iară ridic piciorul, iară stau în regenerare. Am accelerat doar în electric, după cum s-a văzut, deși sunt în sport, am accelerat fin. Mașina simte când, probabil că are un giroscop, simte când sunt la vale, simte când sunt la deal. Când sunt la deal, accelerez un pic, deja pornește motorul termic. Simte când sunt la vale, accelerez un pic, pornește doar din electric. Deci mașina știe și știe să adapteze intervenția motorului electric în funcție de pantă sau rampă, ceea ce este extraordinar. Știe când mergi drept, deci știe. Știe pentru că simt. Și chiar dacă sunt în sport, am mers doar în electric. Deci am regenerat, mamă, 6 bucăți. Mamă, am regenerat enorm de mult acum la vale. Cât de încărcată e bateria, că nici nu m-am uitat. A, uite, aproape plină. Și o să ajungem la altă chestie pe care n-am înțeles-o la mașina asta. Dacă faci coasting, deci dacă cobori, te duci pe Transfăgărășan. Am B aici. Am PRNDB. Deci am sport, am B. De la braking. Engine braking, adică de la frână de motor. Deci dacă eu mă duc pe Transfăgărășan, pentru că o să încarc garantat la 100% bateriile, o să vreau și eu să am o frână de motor care să mă ajute să nu supraîncălzesc sistemul de frânare. Și dau un B. Și am ajuns și la OMV. Deci am regenerat așa, că am coborât și am ținut o regenerare. Facem o poză, încă o poză. Deci am regenerat așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jumate. 11 jumate ori 30. Am regenerat în 15 minute aproximativ 330-340 de W și mai am încă unul acum. Deci am recuperat 350 de W în ultimele 15 minute. Uite să se vadă iar încă o dată. Fiecare E de pe ecran reprezintă 30 de W oră. Îți scrie acolo. Aici ai consumul litri la 100 și intervalul e de fix 15 minute. Deci dacă aș avea constant câte unul din ăsta, deci dacă ar fi unul constant pe fiecare linie din asta, nu mai mult, unul, ar fi 450-480 de W. Iar 480 de W în 15 minute ori 4 ar fi aproape 2 kW oră regenerați la fiecare, în fiecare oră, practic. E cam greu să regenerezi atât de mult. Dacă mergi normal, frânezi, ești în oraș, mai urci, mai cobori, mai realistic ar fi cam 300 de W maxim. Maxim. Deci într-o oră să regenerezi între 1 și 1,5 kW. Deci asta e marja oră, kW-oră, energie. Da, mie mi se pare foarte, foarte interesat și o să vă povestesc imediat încă un lucru, imediat ce schimb bateria. A few moments later. Am revenit, am schimbat bateria, suntem tot în sport. Modul sport se resetează după ce sting motorul și revine fie în eco, dacă las în eco, rămâne în eco, dacă lasă normal, rămâne în normal, dacă lasă în sport, revine la normal. Și desigur, uitasem, în sport se întărește direcția, dar numai după ce te oprești la zero și faci o tură completă sau trece prin poziția neutră. Direcția este mai grea în sport. Ea în mod eco și normal este cam jucărie așa și putem să o întindem. Deci eu zic că are viață mașina în ea, e liniar, e frumos modul în care lucrează.
Așa, vreau să zic o chestie pe care nu o înțeleg. O să o vedeți probabil acum, până ajungem în oraș. Dacă regenerezi bateria la 100%, deci bateria are 100% capacitate, adică dacă te regenerezi din frânare și încarcă bateria la 100%, ca să mă exprim corect, țin frâna călcată, deci ar trebui să fie în regenerare, și începe motorul să se tureze de nebun pe la vreo 3000 de rotații pe minut. Din câte pot să înțeleg din treaba asta, practic nu mai are unde să regenereze și nu știu ce se întâmplă. Mă gândeam că era logic să aibă un switch. Stă motorul oprit, dar nu-mi turează, nu știu, să nu stea motorul turat, că nu mai are unde să regenereze. Mi s-a părat foarte ciudat. Și în timpul în care se turează motorul, nu ai frână de motor. Adică nu ai frână de motor ca și când o dau un B. Uite, o să o dau un B după aceea, să vedeți că ajută când ajung la 100%, de fapt. Acum urc și o să scadă bateria, în mod evident. Deci în sport se conduce foarte plăcut. Răspunde imediat, depășești imediat. Nu ai lag. E plăcută. E foarte, foarte plăcută. Motorul electric intervine imediat și cutia este turată imediat. Deci imediat poți să depășești dacă te superi, fără stres. Și motorul ăsta destul de turat. A se vedea clipul să nu mergi foarte agresiv cu mașină hibridă. Acum nu merg foarte agresiv, dar o solicit la sarcini medii. O să crească și consumul. Consumul e resetat practic de când am plecat, o oră de când am plecat, o oră de când am resetat consumul. Și cu siguranță o să fie undeva sub 5 în total. Chiar dacă mai pedalat-o, compensează. 30 ceva la coborâre cu 6,5 la urcare, mai tare, și se duce pe la un 5. Consumul ei real, când a fost frig afară, frig dimineața minus 2 grade, dezgheață-o, pornește-o, mergi pe distanțe scurte, ceea ce nu recomand, să mergi pe distanțe foarte scurte, a se evita dacă se poate, am avut un consum real de 5,1-5,2. Mers pe la Sibiu, mers la drum lung, mers prin oraș, porniri, opriri, consum mixt de 5,1. Cât avem consum? EcoScore 48, nu mai am 91, și consum 4,6, deci v-am spus sub 5. Deci am început să identific cam toate hibele, toate plusurile, ce îmi place, ce nu-mi place. Toate aceste lucruri se învață și se deduc după o perioadă de acomodare, după o perioadă de conducere mai îndelungată. Nu mi-ajunge niciodată o mașină cât o am la review, văd așa câteva chestii elementare, primele impresii. Mașina începi să o cunoști după mai mult timp. Sunt și studii făcute că te înveți cu o mașină din bară în bară cam în 14 zile să înveți fiecare chestie, dacă stai să o studiezi, că dacă nu o studiezi s-ar putea să nu o cunoști niciodată. Și acum noi tot regenerăm, acum tot frânăm, tot suntem în coborâre. Și repet, sunt în sport acum, cât e display-ul roșu, sunt în sport. Și repet, mașina știe că sunt la vale, accelerez un pic, doar din electric îmi dă așa un șut. Știe că sunt la vale și știe că o să calc imediat din nou frâna. Și pentru că știe asta, nu pornește motorul electric, motorul termic. Știe chestia asta mașina. Foarte inteligent sistemul de optimizare. Deci mai coborăm un pic și o să ajungă la full. Și o să spuneți și mie de ce, că tot pe aici am văzut acest fenomen. De ce îmi turează mie mașina la, adică motorul la 3000 de rotații pe minut, când bateria e full? Mama, 4 euri încărcate. Deci când cobori și regenerezi, mamă, regenerezi cu 120 de W pe minut. Deci dacă ai reușit să ai 4 euri întregi, cobori în continuu, dar n-ai unde să le baci, când în 2 minute ai încărcat bateria la 100%. Deci dacă cobori cum cobor eu acum, în 2 minute ai bateria la 100% de la zero. Ea niciodată nu se duce la zero, întotdeauna ține o rezervă de 20-30%. Deja sunt la vale și încarcă bine, viteza asta constantă. Vreau să ajungă la 100% ca să vedeți dacă face treaba aia. De ce o face? Sunt foarte curios de ce o face. Respectiv pot să vă arăt încă o chestie. Să o dau în frână de motor. Acum mi-a pornit motorul, îmi stă în frână de motor, în B. Deci mă înfrânează atât motorul, cât și din regenerare. O dau înapoi în drive, mă
motorul se oprește și sunt doar pe regenerare. Foarte interesant. Deci aia e doar pentru coasting. Dacă ești pe Transfăgărășan, cobori mult și mult mai abrupt și bateria e full și totuși vei să regenerezi și tu ceva. Deci cred că am pe ecran o grămadă de euri, deci trebuie să fac o poză, că e prea tare. Deci că am speciala la păcănele. Și bateria trebuie să fie full. Da, bateria este full acum. O să mai încarce un pic și probabil aștept acel fenomen să apară. Uite, accelerez un pic, îi dau un pic de boost. Și acum o să pici frâna. Să regenerez și mai tare. Și vreau să știu de ce îmi face mie acel fenomen. Hai că începe. Începe. Hai, zi de ce îmi faci tu mie chestia asta. Deci se saturează motorul, nu am niciun fel de frână de motor. El nu se aude că lucrează. Se saturează cumva în gol. Deci n-are, se aude că n-are carburant. Se duce în 2000. Bateria e full. De ce îmi stă mie în 2000? Acum când accelerez, probabil că se oprește. Acum când am accelerat, a scăzut turația motorului. Mai frânez un pic, iar o să urce la 2000. Acum urca la 2000, dar urca și la 3. Deci nu înțeleg de ce face acest lucru. Să fie un mod prin care disipă energia pentru că nu mai are unde să o stocheze și să facă chestia asta, să fie un mod de disipare a energiei, nu știu. Dar o face și foarte enervant. Mi se pare că e un bug. Deci chestia asta mi se pare că e un bug al sistemului care ar trebui remediat, nu știu. Să dea off la regenerare total, să dea off la încărcare și să nu se mai tureze motorul. E full, ok, nu regenerezi. Ca la priză, nu știu, ca la un orice alt dispozitiv. Nu mai ai nevoie de încărcare, stă în priză, dar nu mai încarcă. Are să aibă un chip de protecție. Uite, acum că accelerez fiind, s-a oprit motorul. Și când frânam și era full bateria, nu aveam nevoie de motor electric, stătea în 2000. Nu înțeleg de ce făcea chestia asta. O să le transmit la cei de la Toyota să le întreb de ce. Nu e ceva, nu știu, un defect neapărat sau e o chestie, un bug al sistemului. Vreau să întreb de ce face așa. De ce nu stă așa cum stă acum? Asta e întrebarea mea. Deci chiar vreau să aflu motivul. Poate e un motiv pe care eu nu-l înțeleg, nu l-am descoperit încă. Acum nu mai face normal, că nu e bateria 100%. Acum e bateria undeva la 85-90%. În Eco nu-mi place să conduc de cele mai multe ori pentru că îmi taie așa din pedală. Nu are niciun fel de viață în ea. Pe sport atingi un pic, se duce. Pe normal e ok, direcția e ușoară. În Eco e legumă. Trebuie să accelerezi. Și chiar dacă accelerezi nu prea se turează. Dacă mergi cu viteze mici, stă sub 2000 de rotații pe minut totdeauna. Deci aia e pentru mers chill în oraș. Fâț, da, o țin Eco. Deci dacă mergi așa încet în coloană, că n-ai unde, deci puteam să am acum 500 de cai, n-ai unde să mergi și coloană, sunt camioane, 60. Mergi 60, mergi în electric, de ce nu? E foarte plăcută la drumul, mașina nu te obosește, confortabilă, nu schimbi trepte, nu te smucește, nu smucești pe cei din spate, nu smucești pasagerii, cei care au rău de mișcare în mașina asta s-ar putea să aibă o șansă să fie mai ok, să nu le se facă rău atât de repede, pentru că nu sunt smucelile alea enervante pe care și eu le simt la alte mașini, și în dreapta și în stânga. Deci este o mașină de zi cu zi ideală. Per total, ca să încheiem discuția, că am zis cam tot ce vreau să zic, per total mașina este extraordinară de zi cu zi. Vrei mai multă putere, te arunci la un 2.0 sau te arunci la un Camry 2.0 hatch sau break, respectiv CHR, respectiv un Camry, și ai toată puterea de care ai nevoie în România. 218 cai sunt super, super suficienți. Adică acum sunt în decelerare, da? Să facem o repriză scurtă, un răspuns. Vreau să mă duc. Păi mă duc, adică răspunde ok. Parcă mă așteptam un pic mai repede, dar răspunde ok. Nu e... Au, ce frână. Trecut un pieton, s-au oprit camioanele. Când frâneze așa, tot ce-și plăcuțele. Dacă nu, eu ce frumos pleacă de pe loc instantaneu. Învățat să merg în Eco. Deci când ești în sport, motorul electric e titirez. În sport e o plăcere pentru oricine mașina asta. Iar dacă era 2.0,
cu atât mai mult. Era genial. Da, deci pentru viața de zi cu zi, pentru București, pentru navetă, pentru un consum bun, pentru un preț bun la revânzare, o să fac un clip imediat despre deprecierea acestei mărci și ce contribuie la depreciere în general. Am făcut topuri cu mașini care s-au depreciat rău de tot, dar vreau să fac un clip cu motivele pentru care o mașină se depreciază și sau nu se depreciază și de ce Toyota ține foarte bine prețul la revânzare. Deci un clip pe care o să-l abordez imediat. Un subiect pe care o să-l abordez imediat. Mergem înapoi de unde am plecat. Consumul este de... Vă spun după aia că vine camionul. Să mă bag și eu. Consumul este de 3,8. Deci am fost dus întors. Am mers, am pedalat-o, am mers prin oraș, am coborât, am urcat. 3,8. 3,8 este un consum foarte bun. E un consum de 1,9 TDI, mers cu a patra la 70, fără climă, fără căldură, fără nimic. Și mers constant așa mult, a patra cu 70 la oră, mers pe drum drept, fără climă, fără AC, fără nimic, totul stins, fără consumatori. Și scoți și cu aia 3,84, scoți, dar nu-i faci bine. La asta nu e nicio problemă, la aia nu-i faci bine. E o diferență. Cam asta am vrut să vă zic în mare. Cam asta e review-ul meu destul de lung, cu destul de multe explicații pe care le-am, la multe lucruri pe care le-am sesizat eu. V-am spus și ce nu-mi place și ce aș vrea să știu. Aștept mai jos întrebările voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.